Cartea profetului Habacuc Acesta a trăit în ultimele decenii ale regatului de sud al Israelului, într-o perioadă plină de nedreptate și idolatrie. Vedea la orizont amenințarea crescândă din partea Babilonului, care nu era o veste bună pentru nimeni. Dar, spre deosebire de ceilalți profeți, Habacuc nu acuză Israelul. El nici măcar nu vorbește poporului în numele lui Dumnezeu. Toate cuvintele sale sunt mai degrabă adresate personal lui Dumnezeu. Cartea vorbește despre lupta personală a lui Habacuc, despre periplul lui de a încerca să creadă că Dumnezeu este bun, atunci când în lume există atât de mult rău și atât de multă tragedie. Astfel, cuvintele lui Habacuc sunt de fapt poeme de plângere și sunt foarte asemănătoare cu plângerile pe care le găsim în cartea Psalmilor. Poetul face o plângere după care îi atrage lui Dumnezeu atenția asupra suferinței sau nedreptății din lume, cerându-i lui Dumnezeu să facă ceva. Cheia înțelegerii structurii și mesajului acestei scurte cărți stă tocmai în cunoașterea acestei forme de plângere. Capitolele 1 și 2 sunt prezentate ca o dispută între Habacuc și Dumnezeu. Profetul face două plângeri la care Dumnezeu oferă două răspunsuri. Prima sa plângere este aceea că viața în Israel a devenit oribilă. Nu este respectată Tora, ceea ce duce la violență și nedreptate, iar liderii corupției Israelului nu fac decât să tolereze toate acestea. Habacuc strigă, rugându-l pe Dumnezeu să facă ceva, dar nimic nu pare să se schimbe. Dar apoi, dintr-o dată, Dumnezeu răspunde. El spune că știe foarte bine de corupția propriului său popor Israel, și că va chema armatele din Babilon pentru a-și împlini dreptatea asupra Israelului. Într-o manieră foarte asemănătoare mesajelor lui Mica sau al lui Isaia, Dumnezeu spune că va folosi acest imperiu terifiant pentru a înghiți Israelul din cauza nedreptății și răului practicate de acesta. Habacuc are însă o problemă cu acest răspuns și prin urmare el face cea de-a doua plângere. El spune că Babilonul este chiar mai rău decât Israelul. Oamenii lui sunt mai corupți, sunt mai violenți și au zeificat propriile puteri militare, tratează oamenii ca pe animale, prinzându-i ca pe niște pești în plasă. Iar Habacuc spune, cum poți tu, un Dumnezeu sfânt și bun, să folosești ca instrumente ale tale în istorie astfel de popoare corupte? El cere o explicație. El, de fapt, se înfățișează ca un străjer pe zidurile orașului care așteaptă răspunsul lui Dumnezeu, răspuns care vine în cele din urmă. Dumnezeu îi spune lui Habacuc să ia niște table și dalta și să scrie ceea ce vede și aude. Este o viziune despre un anume moment stabilit din viitor, care, deși poate părea că durează mult până se va împlini, la final tot va veni. De fapt, Dumnezeu spune că în această speranță și viziune, cel drept prin credința lui va trăi. Deci, care este promisiunea divină pe care trebuie să o scrie Habacuc? Este aceea că Dumnezeu va dobori Babilonul. Dumnezeu spune că violența și opresiunea popoarelor dau naștere unui ciclu de răzbunare care nu se termină niciodată. Dumnezeu va folosi acest ciclu pentru a aduce ascensiunea și căderea popoarelor. Iar faptul că Dumnezeu ar putea folosi pentru o vreme un popor corupt ca Babilonul nu înseamnă că el este de acord cu tot ce face acesta. Toate popoarele vor răspunde în fața judecății sale. Astfel, Babilonul va cădea împreună cu orice alt popor care se comportă ca acesta. Promisiunea lui Dumnezeu este apoi detaliată de o serie de cinci nenorociri care descriu tipurile de opresiuni și nedreptăți înfăptuite de popoare precum Babilonul. Primele două vizează practicile economice injuste, cum ar fi modul în care oamenii înstăriți percep dobânzi exorbitante doar pentru a ține oamenii săraci îndatorați. Astfel, ei își clădesc averile prin mijloace necinstite. A treia nenorocire este o critică la adresa muncii sclavilor, Tratarea oamenilor ca pe animale, amenințându-i cu violență dacă nu sunt productivi. A patra nenorocire vorbește de consumul excesiv de alcool al liderilor irresponsabili. În timp ce oamenii suferă sub conducerea lor proastă, aceștia petrec și își cheltuie banii pe sex și băutură. Iar ultima nenorocire demască idolatria, motorul care conduce astfel de popoare. Au transformat banii, puterea și securitatea națională în Dumnezei, închinându-se acestora cu orice preț. Astfel, oamenii devin sclavi ai propriului imperiu național. Practicile descrise aici nu sunt unice pentru Babilon, dar acest lucru face parte din mesaj. Având în vedere condiția umană, cele mai multe dintre popoare se transformă în cele din urmă într-un Babilon. Astfel, răspunsul dat de Dumnezeu lui Habacuc în această carte devine răspunsul dat de Dumnezeu tuturor generațiilor viitoare, oricui trăiește într-o lume condusă de alte babiloane. Dar lasă întrebarea fără răspuns, oare Dumnezeu va permite ca acest ciclu, ascensiunea și căderea unor imperii ca Babilonul, să se repete la nesfârșit? Iar capitolul 3 vorbește despre această întrebare. Ni se spune că este o rugăciune a lui Habacuc. Începe cu Habacuc, care stăruie la Dumnezeu să acționeze acum în prezent, așa cum a făcut o în trecut și să doboare popoarele corupte. Urmează un poem foarte vechi. Mai întâi descrie apariția puternică, terifiantă a lui Dumnezeu. Este foarte asemănătoare cu poemele de început ale lui Mica și Naum și similară apariției lui Dumnezeu la Muntele Sinai în cartea Exodul. Are loc cu nor, foc și cu tremur, când va apărea Creatorul pentru a înfrunta răul oamenilor. Toată lumea va avea ochii ațintiți. Apoi Habacuc continuă să descrie această înfrângere viitoare a răului ca pe un viitor exod. La fel ca atunci când Dumnezeu a venit ca un războinic și a despărțit Marea în lupta împotriva lui Faraon. Habacuc spune că Dumnezeu își va aduce din nou judecat asupra căpeteniei din casa răutății. Dar, în același timp, ni se spune că atunci când Dumnezeu va înfrunta răul, el își va salva poporul și pe unsul său. Faraon, ca și Babilonul, a devenit aici arhetipul popoarelor violente. Este o referire la regele din neamul lui David. Astfel, în acest poem, istoria exodului din trecut a devenit o imagine a viitorului exod pe care Dumnezeu îl va împlini. Este o referire la regele din neamul lui David. Astfel, în acest poem, istoria exodului din trecut a devenit o imagine a viitorului exod pe care Dumnezeu îl va împlini. El va învinge din nou răul și va coborâ faraonii și babiloanele acestei lumi. El va aduce tuturor oamenilor judecata și îi va salva pe cei asupriți și pe cei nevinovați. Tocmai această speranță este cea care îi permite lui Habacuc să încheie cartea cu o laudă plină de speranță. Chiar dacă lumea se prăbușește din lipsă de hrană, secetă, război sau orice altceva, el va alege încrederea și bucuria în promisiunile legământului lui Dumnezeu. Astfel, la sfârșitul acestei cărți, Habacuc devine un exemplu remarcabil al modului în care cei drepți trăiesc prin credință. Habacuc recunoaște cât de întunecate și haotice pot deveni lumea și viețile noastre și ne invită într-o călătorie a credinței, să avem încredere că Dumnezeu iubește această lume mai mult decât o facem noi și că, într-o bună zi, va pedepsi răul din aceasta. Iată despre ce este vorba în cartea Habacuc.